14 noiembrie este data limită pentru depunerea ofertelor la licitația necesară construcției lotului 2 al autostrăzii Timișoara-Moravița. Pentru construcția lotului Jebel-Moravița sunt alocate prin programul Transport 4,23 miliarde de lei și 48 de luni, 12 luni proiectare și 36 de luni execuție. Contractul prevede construcția mai multor structuri și utilități pe acest lot, printre care un pod de 560 de metri, un nod rutier pe DN58B, nod rutier Moravița, două spații de serviciu, două parcări de scurtă durată și un centru de întreținere și coordonare. Toate spațiile de servicii și parcările de scurtă durată vor fi dotate cu infrastructura necesară amplasării unor stații pentru încărcare autovehiculelor electrice. Pe data de 11 noiembrie este stabilit termenul limită pentru depunerea ofertelor necesare construcției primului lot al autostrăzii Timișoara-Moravița. Construcția lotului 1 Remetea Mare-Jebel are alocat o valoare de 5,65 miliarde de lei și o perioadă de 48 de luni, 12 luni proiectare și 36 de luni execuție.